Vă rog să începem să ne gândim cu toții la o societate de protecție a roboților. I-ați văzut pe cei doi, pe câinele domnului Rădoi și pe dansatorul Andrei, cum au fost agresați de către lumea mică a grădinițiștilor și elevilor de clasă mică. Dragii mei, vreau să vă spun așa, sunt de părere că noi ne putem prieteni ușor cu inteligența artificială. O să vă arăt că de-a lungul conferinței astea și câinele domnului Rădor și dansatorul vor fi perfect cu noi și se vor purta prietenos. Am sarcină de la revista Știință și Tehnică să vă arăt cel mai recent număr al nostru de revistă. Se cheamă că fac lansarea numărului 125 de revistă. Aceasta este revista care a făcut inginerii părinții voștri, unii dintre ei pot să spună, eu sunt inginer, eu sunt cercetător, pentru că de mic, elevul, am citit revista asta. Vă informez că în afară de revista asta, ca să-l putem construi pe acest câine care stă acum cu picioarele în sus, am făcut și o revistă pentru cei mititei, se cheamă Știință și Tehnică Junior. În curând o să apară numărul al doilea. În mod special însă, înainte de a porni partea mea de conferință, o să vi-l prezint pe prietenul și colaboratorul nostru, Claudiu Tărăselia, autorul unei cărți absolut minunate. E o carte în care a fugit de acasă un dragon, un crocodil, pe nume Ilie, a fugit în galaxie, s-a înhăitat o coțofană pe care o cheamă Matilda și au fugit în cosmos. S-au dat peste mulțime de enigme, peste mulțime de mistere. Și când nu știau ce sunt aceste mistere, ce crezi că au făcut? Au pus mâna pe telefon și l-au sunat pe cosmonautul Dumitru Pumare. Și la fiecare pagină, acest om extraordinar pe care l-ați întâlnit aseară la... S-a spus, a explicat ce sunt eclipsele, ce sunt planetele, cum merg ele, pagină cu pagină. A ieșit o carte pe care revista noastră, suntem foarte mândri că am susținut-o, Ministerul Educației a acceptat-o, a aprobat-o și Claudiu Tărăselia va participa la întâlnirea noastră. Câte ceva dacă ai descris despre cartea în sine, cartea are trei chestii pe care alte cărți de acest gen nu le au. Primul rând, așa cum a spus, îl are pe domnul Dumitru Pronar, invitat special, el apare paginile cărții fiestică, oamenilor și celor interesați să citească ce se întâmplă cu galaxiile, cu planetele, cu rachetele, cu astronauții și Dumitru Pronar știe foarte bine despre ce e vorba acolo în spațiu. Așa cum a spus, el o are pe Matilda și pe crocodilul Ilie, care vine așa cu glume, se țin de șoti, o să vedeți dacă răspăiți cartea. Și are niște coduri QR în carte și copiii care deja ei sunt obișnuiți cu ecranele, e discutabil dacă asta e bine sau e rău, pot să folosească telefoanele părinților, sper că nu ale lor, să scaneze aceste coduri QR și să afle informații în timp real. Pentru că informația tipărită rămâne tipărită, dar, nu știu, poate vreți să vedeți configurația planetelor din acest moment. Este un cod QR în carte, îl scanăm și vedem unde este Jupiter, unde este Venus, așa mai departe. Sau, nu știu, nu aveți un filtru pentru a vedea soarele, avem un cod QR în carte, puteți să vedeți cum arată soarele acum și dacă sunt sau nu pete solare pe suprafața lui. Și așa mai departe. O să găsiți în carte astfel de coduri QR. Am încercat să o facem așa și digital, adică să putem să folosim și dacă avem un telefon de mână. Eu îmi doresc ca pe pupitrele elevilor de clasa a 5-a, a 6-a, să se găsească această carte, album manual cu Ilie prin galaxie, atunci ne putem gândi că peste câțiva ani, câteva zeci de ani, români din rândul vostru vor putea încerca din nou să se gândească că vor zbura deasupra Pământului, așa cum a făcut-o zburătorul nostru, Dumitru Pumare. Și acum vă propun așa, eu am să am o parte de conferință despre lumea care vine, i-am spus ficțiune politică, după aceea Claudiu va intra într-un jurnal cosmic. Sunt însoțit la drumul ăsta, special am aranjat asta, Adrian Bănuță m-a ajutat,
aveți doi reprezentanți ai dreptului nostru. Sunt două jucării aparent. Nu sunt chiar jucării. Domnul Rădoi spune că asemenea... Închide-te frumos așa, salite. Aplaude la urmă. Și dansatorul de acolo va putea să facă mult mai multe. Și am pus-o exact în contrapunct, în față în față, cu un mijloc de transport al secolelor trecute. Rog pe domnul Rodoi să-l oprească pe câine, căci îmi ia toată toți spectatorii de la... Stai jos! De acasă, mă! Du-te la domnul Rodoi, hai! Nu prea vrea, nu știu ce se va întâmpla cu inteligența artificială. Așa. Iată ce se întâmpla pe drumul Mătăsii de acum câteva secole. Drumul Mătăsii care a pornit ca schimb de mărfuri pentru comerț încă de pe vremea lui Alexandru Macedon, adică cu 3 secole înaintea erei. Drumul ăsta a luat o formă accentuată din momentul în care inteligențe de orice fel, școlile și universitățile s-au implicat și hai să schimbăm planul. Vă arăt acum graficul, căile de rute ale antichității. Antichitatea nu era atât de sălbatică cum ni se pare nouă greșit. Iată drumul, observați că până și India era legată de Asia Centrală, Samarcandul de pildă, cu Bizanțul și duceau în China până la Xi'an. Lumea era organizată cu viteza pe care putea să o aibă. Nu era inventat avionul, nu era inventat trenul, oamenii erau lenți, dar inteligența funcționa. Schimbă planul? Iată ce vor acum chinezii. Chinezii spun, dacă tot a existat acest mijloc, această cale extraordinară de drum al Mătăsii, se numește drum al Mătăsii pentru că unul dintre secretele chinezilor era să crească vierni de mătase, din care se făcea firul de mătase, din care se făcea țesătura de mătase, a fost secretă o vreme până când un călugăr european a furat-o. Și drumul Mătăsii este un plan pornit în 2013, noul drum al Mătăsii, autostrăzi, căi ferate, căi de transfer al energiei, căi de transfer al cunoașterii. Și, dragii mei, asta este poate punctul cel mai important. Când putem transmite cunoașterea de la unul la altul, de la oraș la oraș, de la țară la țară, de la universitate și școală la universitate și școală, atunci mințile noastre încep să funcționeze creativ. Funcționează din ce în ce mai mult, luăm mai departe. Pe acest drum al Mătăsii, politica actuală a cam pus un stop. Opriți-vă voi chinezii, ați avansat grozav ultimele 3 decenii, dar n-am vrea ca voi să vă implicați în toate țările Europei și Asiei, Eurasiei. Și de aceea este o propunere de pildă, haideți să încercăm să construim ceva în Africa, legând Africa de răsărit, de Africa de apus, la Dar es Salaam și Mombasa sunt două porturi uriașe, deci pentru transferul de mărfuri e necesar să fie legată Africa. Luăm mai departe altceva. Și trecem acum la ce ni se poate, cu ce ne putem întâlni. Cu imaginea asta vreau să arăt că cercetările care se fac la ora actuală în biologie, în agronomie în mod special, sunt esențiale pentru că suntem pe pământ 8 miliarde. Și 8 miliarde de locuitori înseamnă foarte mulți locuitori, toți mănâncă și trebuie să le asigurăm hrană. Asta e partea mea de poveste, o opresc aici. Îl rog acum pe Claudiu să sară în spațiul cosmic și să vă arătăm că cea mai puternică industrie a lumii, cea mai puternică economie a lumii, este economia cosmică, economia spațiului, economia spațială.
arată lecțiile, că de fapt noi încercăm să vă facem o lecție, dar altfel, altfel decât să fac lecție. Uite, robotul domnul Rădoi a și dat din lăbuță, a zis da, așa da, înțeleg. Cine știe dacă într-un viitor, vorbesc până când Claudiu aranjează, dacă într-un viitor în creierul pe care l-a va avea acest roboțel, nu vor încolți idei, nu se vor rezolva probleme de care avem noi nevoie. Noi, Homo sapiens, făpturi de protoplasmă. Da, iau. Eu aș vrea să trec direct de pe pământ, direct în spațiu. O să vorbesc de această dată despre stații spațiale. În primul rând vreau să mulțumesc invitației pentru a fi aici la Focșani. Sunt a doua oră la Focșani și tot a doua oră vorbesc despre spațiu la Focșani și nu pot să spun că asta nu-mi place, îmi place foarte mult. Stații spațiale, și când spunem stații spațiale, ne gândim la Stația Spațială Internațională. Așa arată Stația Spațială Internațională care trece pe deasupra noastră. Dacă ne uităm cu atenție pe cer, o să vedem că este al treilea cel mai strălucitor obiect de pe cer, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, după Soare și Lună. Deci este mai strălucitor decât orice altă stea, decât orice altă planetă, decât orice alt satelit. Nu vedem stația spațială, vedem acele panouri solare foarte mari care reflectă lumina Soarelui, de aceea o vedem fie seara după apus, fie dimineața înainte de răsărit. Cum o vedem? Ne uităm pe cer, ne uităm, de exemplu, mâine, seară, aici am încercuit observațiile care sunt mai vizibile aici la Focșani, am pus chiar punctul de observare în Focșani, ne uităm pe a doua coloană și ne uităm la magnitudine. Cu cât este mai mică magnitudine, cu cât este mai strălucitoare stația spațială pe cer și acolo vedem în 24 septembrie avem -2,5 și -2,4. Sunt printre cele mai bune momente de a observa stația spațială. Cum facem acest lucru? Ne uităm pe cer în partea de nord, cred că în partea aia, și o să vedem cum un punct începe să licărească de aici dinspre est și va crește în strălucire, va deveni foarte strălucitor pe la -2,5 magnitudine, cum vă spuneam, și se va stinge așa încet, pentru că acele panouri solare nu va mai îndrepta lumina Soarelui spre Focșani, ci spre alte părți care o vor vedea și ei, adică merge spre vestul Europei. Deci dacă vreți să vedeți stația spațială, o puteți face cu ochiul liber, nu aveți nevoie de telescop, nu aveți nevoie de binoclu, nu aveți nevoie de absolut nimic, doar de lipsa iluminatului public. Deci va trebui să fie un loc decât mai puțin iluminat decât cel de aici, deși s-ar putea ca și de aici din parc să se poată observa. Ce este Stația Spațială Internațională? Este cel mai mare, mai scump și mai complex proiect al omenirii de până acum. A costat $150 de miliarde și încă mai costă niște bani în fiecare zi. Cel mai important lucru este că este ocupată continuu de oameni, adică sunt mereu acolo sus oameni din 2 noiembrie 2000, deci de peste 23 de ani avem reprezentanți în spațiu cosmic și când stația spațială trece, de exemplu, pe deasupra Pacificului, acolo în Pacific sunt niște insule care sunt la mii de kilometri de departare de alte așezări umane, când stația spațială trece pe deasupra lor, astronauții sunt cei mai apropiați oameni de acele zone din Pacific, pentru că stația spațială se află undeva la 400 de kilometri altitudine, deci e mai aproape decât unele așezări din Pacific în anumite condiții. Contribuie la această stație spațială NASA, Roscosmos, adică Agenția Spațială Rusă, Agenția Spațială Europeană, Japoneză și Canadiană. Indirect contribuim și noi, adică România prin Agenția Spațială Română, care este parte a Agenției Spațiale Europene, dar nu cu mult, din păcate, și asta ține de politică, nu neapărat de noi. Imaginați-vă stația spațială, o să revin la poza de dinainte, ea arată cam așa. Vedeți acolo niște module cilindrice, sunt cam de dimensiunea unui autobuz. De ce au această dimensiune? Pentru că asta este dimensiunea maximă pe care rachetele au putut-o să o lanseze. Și astronauții ajung la bordul stației spațiale în acest vehicul, aici. Aici sunt. În restul stației spațiale locuiesc, fac experimente și așa mai departe, acolo trăiesc. Și Europa are un modul la bordul stației spațiale, se numește Columbus, l-am marcat acolo. Alte module sunt Zarya, Unity, Zvezda, Destiny, Harmony. Primele, Zarya și Zvezda sunt rusești, Unity, Destiny și Harmony sunt americane. Kibo, după cum probabil vă imaginați, este japonez. Și Nauka este ultimul modul adăugat stației spațiale internaționale, este un modul rusesc. Trebuia să se mai lanseze și modulul NEM, modul științific, dar rușii au alte planuri acum. Cu acel modul.
Vom mai vedea pe cel stația spațială pentru câțiva ani, pentru că în 2031 NASA se pregătește să o deorbiteze și chiar acum câteva zile a solicitat deja mediului privat din Statele Unite să vină cu idei, cu vehicule care să ajute la deorbitarea în siguranță a stației spațiale, pentru că nu o lăsăm să cadă pe pământ oriunde, ca să nu cauzeze pagube, ea are vreo 400 de tone. Va trebui să o ghidăm, adică nu noi, cei de la NASA, va trebui să o ghideze undeva deasupra Pacificului de Sud, de acolo unde nu prea sunt așezări umane. Dă-mi voie să te întrerup, Claudiu, pentru că fostul director al ROSA, Agenției Române de Spațiale, ne-a spus la un moment dat, în primul rând a răspuns la întrebarea de ce trebuie coborâtă din ceruri și răspunsul a fost pentru că materialele, după ce au stat în spațiu cosmic 25 de ani, nu știm cum se vor comporta. Suntem în necunoscut, așa că, pentru a fi sigur, o coborâm la sol, în apă, vă va spune, în ocean, Claudiu. Și de unde vă veți uita la spațiu cosmic, am întrebat eu. Și domnul Malpiso a spus așa, vom construi un observator astronomic pe fața întunecată a lumii. Ce tupeu pe specie ar sape. Gândiți-vă, noi de aici ne hotărâm ca pe luna asta care e deasupra capetelor să construim undeva un telescop uriaș pe fața nevăzută a lumii ca să vedem mai departe cosmosul. Te rog, continuă. Poate vă întrebați ce facem pe Stația Spațială Internațională. E bine, învățăm să trăim în spațiu. Probabil că domnul Pionaru v-a spus ieri despre Lună, despre Marte, însă ca să ajungem pe Lună, ca să ajungem pe Marte, trebuie să știm cum să trăim în condițiile vitrece din spațiul cosmic. Nu e ușor să trăiești în spațiul cosmic, este mai greu decât în Antarctica, dar învățăm să ne creștem plante, să avem hrană, ca să putem să mergem mai departe pe Lună și pe Marte. Și, de exemplu, la bordul Stației Spațiale a fost crescută această salată, care a fost consumată, mâncată de astronauții de acolo, deci este salată crescută din semințe aduse de pe Pământ, dar care a crescut în spațiu, pe orbită. Am mai crescut și ardeiuți. O mare parte a timpului este petrecută de către astronauții făcând mentenanța stației spațiale, reparând anumite lucruri care se mai strică acolo, așa cum spunea și domnul Mironov, sunt vehicule vechi care nu știm cum se comportă după decenii petrecute în spațiu. La bordul anumitor module sunt scurge, trebuie tot timpul să avem grijă să nu pierdem aerul, să nu pierdem lichidul de răcire, nu mai departe. Deci vedem niște astronauți care execută o activitate extravehiculară și încă o dată ei învață cum se repare o navă cosmică înainte ca să fie nevoit să facă asta, de exemplu, pe orbita Lunii sau în drum spre Marte. Și o știre tot așa de acum câteva zile, pe stația spațială a fost crescut un menisc de genunchi, pentru că acolo condițiile de gravitație sunt altfel, cristalele cresc în alt mod și putem să avem materiale pe care aici pe Pământ, din cauza gravitației, nu le putem avea. Acest menisc a fost transportat deja la sol și va fi folosit pentru tratarea veteranilor de război din Statele Unite sau a persoanelor în vârstă. Iată, una din aplicațiile științei care se face pe stația spațială internațională. Asta este modulul european, așa arată modulul Columbus, modulul nostru al Europei, chiar și al nostru al României, pentru că undeva în dulapurile de acolo, peste câteva luni, se va lansa un experiment care este construit în România, în București. Este o companie care se numește Romanian in Space. Ei au construit un ansamblu care ne ajută să înțelegem cum se formează picăturile în spațiu. Și o să spuneți că e banal asta, știm despre picături. Nu știm foarte multe lucruri despre cum se comportă picăturile în spațiu, cum se comportă combustibilul, cum se declanșează incendii, de exemplu, la bordul unei nave spațiale, lucruri foarte grave. Și asta se va studia aici, în modulul european Columbus. Deci avem și noi, avem și în România mici contribuții la acest proiect grandios al omenirii. Avem și un radioamator, cei care sunt la bordul stației spațiale sunt automat și radioamator și cine este radioamator de aici și vrea să vorbească cu astronauții de pe stația spațială, o poate face atunci când stația spațială trece pe deasupra capetelor noastre. Se întâmplă asta cam la fiecare, mă rog, stația spațială se rotește în jurul Pământului la fiecare 90 de minute, Pământul se rotește în același timp, deci sunt câteva oportunități pe zi pentru acest lucru și trebuie să aibă și astronauții timp ca să poată să stea să vorbească cu noi. Asta e o imagine care îmi place mie, pare dintr-un film science fiction, nu este, este o cupola, se numește, este un hublou la bordul stației spațiale, pe care eu l-am văzut înainte să fie lansat, am avut norocul ăsta și
Și astronauții se pot delecta acolo. Ei stau acolo, citesc, cântă, unii au avut chiar o chitară la un moment dat. E un loc foarte, foarte frumos, e o priveliște deosebită. Acum, în timp ce noi vorbim, pe deasupra noastră, dacă trece stația spațială, să știți că la bordul ei sunt 10 persoane. Și aici sunt, i-am trecut pe toți, sunt 2... și cu 3-5 de la... Se strigă catalogul pentru persoanele extraterestre. Asta vă spune Claudiu. Sunt 5 ruși, 3 americani, dacă văd bine, un european din Danemarca și un japonez. Ultimii 3 vor veni, nu, ultimii 3 sunt lansați de curând. Primii 3 vor veni acasă peste câteva zile, la sfârșitul lunii septembrie. Și dintre ei, Francisco Rubio, din Statele Unite, deține în acest moment recordul pentru cea mai lungă prezență continuă a unui american la bordul unei stații spațiale. El a petrecut acolo mai mult de un an de zile, niciun alt american nu a mai făcut asta. Iar Oleg Kononenko, rusul, care a ajuns în 15 septembrie la bordul stației spațiale, când se va întoarce acasă, peste aproximativ 6 luni de zile, va fi persoana care cumulat a petrecut cele mai multe zile în spațiu. Peste 1000 de zile cumulat, nu dintr-o singură misiune. Alte stații spațiale. Ce înseamnă de fapt o stație spațială? Cred că cu asta trebuia să încep. O stație spațială este un vehicul, un obiect mare și vedeți cât de mare este acolo. Ăla sunt eu și asta este o treaptă secundară a rachetei Saturn V, care a fost folosită pentru stația spațială Skylab. Este un loc unde stau oamenii în spațiu mai mult de câteva zile, pentru că ei merg cu o capsulă, cu o navetă spațială, sunt pe Pământ, dar la bordul unei stații spațiale petrec mai mult timp, săptămâni sau luni de zile. Au început rușii, sovieticii cu Salyut, au continuat cu Mir, americanii au avut și ei Skylab, care din păcate, din mai multe motive, s-a prăbușit și nu a fost folosită la adevăratul potențial. Rușii au renunțat la Mir, americanii au renunțat la planul de a face o nouă stație spațială, ei și-au dat mâna și-au construit stația spațială internațională pe care o avem astăzi. Stația spațială internațională este un foarte bun exemplu de colaborare la nivel internațional. Este probabil cel mai de succes proiect de astfel de acest tip de colaborare între națiuni și acest tip de colaborare funcționează deocamdată și în condițiile de astăzi. Mai avem o altă stație spațială. ISS-ul, acel americanul, rusesc, european, japonez, canadian, nu este singurul. Avem stația spațială chineză, se numește Tiangong și în acest moment, la bordul ei, sunt 3 taikonauți, le spunem, sau astronauți din China. Nu o să încerc să le pronunț numele, pentru că sigur o să fac greșeli, dar ei sunt acolo de anul trecut și se pregătesc și ei să vină la sol. Ei vor locui alți 3 taikonauți. Trebuie să spun ceva despre Deng Qingming. El este un bunic care este în spațiu. El a fost selectat în 1998. A fost mereu pe listă de a fi trimis în spațiu la bordul diverselor capsule Shenzhou. Nu a reușit decât în Shenzhou 15. Este cel mai lung astronaut care a aplicat să fie astronaut. Deci a trecut cel mai mult timp de la aplicarea lui ca astronaut până când efectiv a fost trimis în spațiu. Și a ajuns să fie trimis în spațiu când a ajuns să fie și bunic. Viitoare stații spațiale. Ce se întâmplă după 2031 când nu vom mai avea stația spațială internațională? În primul rând vom avea Gateway. Gateway este o stație spațială plasată pe orbita Lunii. Este o orbită specială pentru că acolo vor ajunge astronauții, vor sta la bordul stației spațiale Gateway și ca o haltă înainte să coboare pe suprafața Lunii. Deja începe să se prinde contura, avem deja contracte semnate, se lucrează la aceste module pe care le vedeți. Este o stație spațială construită de NASA, ESA și JAXA și stația spațială canadiană contribuie. Cel mai interesant proiect după Gateway este Starlab. Starlab este o stație spațială privată. Este construită de 2 companii, Voyager Space și Airbus, deci companii destul de mari. Și este o stație spațială mică, nu este la fel de mare ca și ISS, nu își propune acest lucru, dar avantajul de a fi o stație spațială mică este că pot să fie lansate mai multe stații spațiale Starlab și fiecare va fi adaptată, nu știu, una pentru experimente biologice, alta pentru creșteri de cristale, alta pentru antrenarea de astronauti și așa mai departe. Deci vom avea mai multe astfel de stații Starlab. Un alt proiect interesant pentru că are companii mari cu mulți bani în spate, este Orbital Reef, care este finanțat în principal de Blue Origin. Arată cam așa și Blue Origin va folosi racheta proprie, încă nu este gata, pentru a lansa această stație spațială, care după 2-3 lansări va avea volumul intern comparativ cu ISS-ul de astăzi și acest lucru minunat pentru cei care stau la bord.
stația spațială Axiom, de la Axiom Space, este deosebită pentru că la început aceste module se vor cupla la stația spațială internațională și după ce stația spațială internațională se va retrage, ele se vor decupla și vor continua să rămână pe orbită. Va fi un hotel cosmic. Oamenii vor plăti bani să zboare la, să stea câteva zile sau săptămâni la bordul stației spațiale, pentru că Axiom deja face asta, deja duce turiști pe stația spațială internațională și vrea să-și construiască o stație spațială proprie, se poate să ducă mai ușor acolo. Mai avem și o variantă deocamdată fază de proiect, se numește Haven, de la o companie numită Vast. N-aș fi trecut-o pe listă dacă nu ar fi lucrat la această companie ingineri care au plecat de la SpaceX. Deci e o companie de care promite foarte mult. Am putea folosi în viitor și SpaceShip ca și o stație spațială, celebra rachetă a lui Elon Musk, sigur o cunoașteți dacă vă aflați acum aici în parc, ați mai auzit despre ea, ați mai văzut-o. Ea va fi folosită pentru a trimite oameni pe orbită, pentru a trimite oameni pe suprafața lumii, dar poate să fie adaptată și pentru a fi folosită ca o stație spațială de sine stătătoare. Rusia vrea o stație spațială proprie, ei se plâng că stația spațială internațională nu prea trece pe deasupra Rusiei și atunci vor să construiască o stație spațială denumită ROS, care să treacă, să fie pe orbită polară, nu pe orbită cum e acum, e sensul la 53 de grade, și atunci ar trece mai des deasupra teritoriului rusesc. Această stație spațială va fi construită dintr-un modul care acum există, modulul NEM, care trebuia să fie lansat pentru ISS și nu l-a mai lansat, pentru că au întârziat foarte mult terminarea lui. Vom vedea dacă în condițiile actuale Rusia va mai avea resursele necesare pentru a lansa, a asambla și a opera această stație spațială. Și închei cu Ilie, cu Ilie prin galaxie. Cum vă spuneam, Dumitru Plânaru este invitat special în această carte. Ce mai vreau să adaug la ce am spus înainte este că de anul trecut, cei din clasele primare, din clasele 0-4, pot să facă, este o programă aprobată de minister, pot să facă un opțional care se numește Start în aventura cunoașterii Universului, practic astronomie, astronomie pentru cei mici, pentru cei curioși. Și această carte este avizată de Ministerul Educației și respectă întru totul programa aprobată de minister pentru această materie opțională. Eu am spus că este pentru copii. Claudiu, în mod special, vreau să atrag atenția la câte exemplari de cuminți sunt acești mici domni și aceste mici doamne, pentru că este interesantă lecția. Oriunde, și la creșă, și la grădiniță, și la clasele mici, copiii se păiesc într-o parte în altă. Ia uite cum se păiesc. Îi interesează. Priviți-o robotul lui aici. Prietenul nostru Andrei. Pe astronavele care vor pleca de pe Pământ vor fi mai mult roboți decât oameni. Acum sunt în spațiu cosmic, sunt trimise pe planeta Marte nave care sunt conduse de roboți, roboți care și studiază, înregistrează ce se întâmplă pe Marte, ce se întâmplă pe Lună, ce se întâmplă cu Horizon de pildă până dincolo de Pluton. Și trebuie să ne gândim dacă nu cumva ei vor intra în viața noastră. Și îl folosesc și pe Claudiu ca să vă spun așa. Ia închipuiți-vă că dansatorul ăsta capătă un creier de 100.000 de ori mai puternic. E capabil de procesare, adică de gândire la roboți. Nu cumva va rezolva problemele din spațiu cosmic mai bine, mai repede decât oamenii. Îmi doresc ca omul de protoplasmă, toți suntem vii de protoplasmă, să poată să rezolve problemele. El însă poate că se va descurca, are o mulțime de avantaje, de aceea sunt o mulțime de roboți în spațiu cosmic, de altfel trebuie să vă dau o știre părinților. După unele prognoze, spre 2035, fiecare pământean va avea robotul lui. Repet, peste 10 ani, aproape, 10 un pic peste 10 ani, fiecare pământean va avea robotul lui. Și cel mai bun exemplu pe care adesea îl dau este în Japonia, unde speranța de viață e cea mai înaltă, 85 de ani. Acolo, doamnele mai ales, trăiesc până la 85 de ani, cum domnii pleacă din lumea asta, doamnele rămân singure. Și atunci s-a inventat robotul de casă, se numește Asimo. E așa cât ca un butoiaș, se mișcă dintr-o parte în alta,
cum se mișca și robotul domnului Rădoi. Nu făcea vițe, ca precum câinele ăla, dar oferea de mâncare, oferea ceai. Ba mai mult, stătea de vorbă cu doamna, cu stăpâna casei. Poate să vorbească, adică e construit cu un program în care dacă îi pui întrebări și caută răspuns, multe, că nu-i foarte deștept. Dar e suficient cât la 100 de întrebări să dea 100 de răspunsuri. Și atunci bunicuța aia rămasă singură, are și ea senzația că e cu cineva. În fabrici și uzine, roboții sunt peste tot. Deci roboții, din ce în ce mai inteligenți, asta înseamnă inteligența artificială, vor fi mereu alături de noi. Să ne temem de ei, să nu ne temem de ei. V-a fost frică de robotul cățel care a venit aici? Nu, ați împrătenit cu el, mai sărea el din gând ca să scape de voi. Iar dansatorul ăsta e o frumusețe, da? Spațiul cosmic va fi cucerit de noi, de urmașii noștri, de marțianul pe care l-ai în dormitor. Are un băiețel care a intrat în clasa 0, este o clasă importantă din viață, și eu când s-a născut i-am spus marțian, am vorbit la emisiuni de radio despre el și lumea știe că în Cluj, în cartierul Mănășturi, s-a născut un marțian. E o glumă, sigur, nu e marțian de adevărat alea. O să fie. Deși a venit cu Ilie prin galaxie să se întâlnească cu alți doi colegi de clasă 0 și au înființat la Cluj un club de mini marțieni. De mititei care se pregătesc să fie mari și să plece spre Marte. Eu asta sper să se întâmple. Așa, cu Ilie prin galaxie aici, carte de astronomie. Aș vrea, dacă nu, după ce mai eventual de apăzeați, să ne întoarcem la PowerPoint-ul meu. Da. Ne așteptăm la schimbări uriașe. Sunt tot timpul schimbări uriașe. Vehicolele din jurul nostru sunt tot mai rapide și mai inteligente. Chiar pot să spun că vehicolele sunt mai inteligente decât șoferii care îi conduc. Pentru că știți că, poate că vedeți la televizor, că din păcate au multe accidente la noi. Așa, uitați-vă la asta. Îl completez aici pe Claudiu. Când mă întâlnesc cu elevii de clase mai mari, de clasa 7, 8, 9, îi pun întrebarea încheietoare. Voi știți ce e asta? Știu! Ia spune-mi. Este ascensorul cosmic, pentru că într-o zi, prin anii 2040, pământenii vor decide că nu mai au nevoie să trimită nave în spațiu cosmic, care sunt un fel de bombe, care consumă mult combustibil și dau mult dioxid de carbon, ci hai să construim un ascensor cosmic. Acest ascensor cosmic are baza pe ecuator, în statul Sri Lanka, se ridică 32.000 de kilometri în spațiu cosmic, are două tuburi prin care circulă vehicule, circulă un fel de vagonete, în vagonete sunt materiale de trimis în spațiu cosmic, sau pe eu, pe tine și pe tine și pe tine și te urci în spațiu cosmic. Nu merge imediat, durează câteva zile până să ajungi acolo. De ce mergem în spațiu cosmic? Pentru că, așa cum a spus Claudiu, ne pregătim să plecăm mai departe. Și nu putem pleca de pe Pământ, e și greu, ci de pe o platformă așezată la 32.000 de kilometri, putem să ne construim astronavele cu care să ne mutăm pe Marte. Pentru că vă pot garanta că peste 30-40 de ani, când veți fi părinți și apoi bunici, veți avea copiii voștri, vor găsi de lucru pe planeta Marte. Este cea mai frumoasă imagine pe care a propus-o Arthur C. Clarke, scriitor britanic, și trebuie să-l cred, pentru că tot Arthur C. Clarke a inventat cu mintea, pur și simplu, fără aparate, fără unelte, a inventat sateliții de telecomunicație. În jurul Pământului, dacă așez trei sateliți în trei locuri triunghiulare, așa, la 120 de grade, orice post de televiziune de pe Pământ poate fi dat în orice parte a Pământului. Deci comunicare totală. Să dăm mai departe.
Suntem 8 miliarde, ia uitați-vă cât de mulți suntem pe ecran. 8 miliarde, 8 miliarde. Cât sunteți voi în Focșani, știi? Cine știe cât locuitori? 8 miliarde. Nu, în Focșani nu sunteți 8 miliarde, orice ați spune. Chiar dacă primăria vrea să spune. Spune. 50 de mii, cred că mai mulți. Ne spune doamna profesoară, doamna doctor Tătaru, câte, vreo 100 de mii? E, închipuiți-vă că aici, în cap, câteva zeci de mii de orașe cât Focșani, asta e societatea umană, atât de mulți suntem și toate legile pământului se schimbă. Cine schimbă legile pământului? Gânditorii. Cei care merg la școală își dezvoltă îndemânare, creează și inventează și produsele minții lor sunt preluate de ingineri care le șurubăresc, le prefac în unelte, în aparate pe care noi le folosim. Faptul că aveți un robot în față, că puțin mai înainte a fost o dronă pe cer, să juca mai încolo, că voi sunteți acum așezați la o lecție de clasă pe, din care nu fugiți. Încă și asta arată ce mult, ce extraordinar de mult se schimbă lumea. Și știți de ce se schimbă? Pentru că planeta Pământ merge la școală. Pentru că toată lumea merge la școală. Pentru că e esențial să ducem oamenii la școală. Vorbim după asta. Hai să luăm altceva. Ca să știm mai multe, trebuie să învățăm să citim. Unul este cu tableta jos acolo. Un altul încearcă să se cațere pe gard ca să vadă pe ceva, să sprijine tot pe un laptop, iar fetița se urcă pe cărți ca să se ducă dincolo. Bibliotecile sunt făcute ca să păstreze cunoaștere și noi să o luăm de acolo, să ne îmbibăm cu cunoașterea și să putem să contribuim la schimbarea lumii. Da. Câteva informații și cu asta. Asta pentru părinți. Iată cum sunt împărțiți pământenii după bogăție. Unii trăiesc până la 2 dolari, unii până la 8, unii până la 3,2 și nivelul 4 bogătași. La nivelul 4 sunt doar 1 miliard și jumătate, nu sunt foarte mult bogătași. Da? De ce să ne temem? Poate să vină o pandemie, cum ne-a încercat și slavă Domnului că medicii au rezolvat-o, poate să fie un război, sper că nebunia rușilor atacând Ucraina să se liniștească, sărăcie extremă, din păcate 1% dintre bogătașii lumii au mai multă bogăție decât mai mult de jumătate din populația lumii. Și mă rog, schimbările climatice pe care unii nu le observă. Știu că voi aveți niște cireși în grădina asta minunată de aici, niște cireși japonezi. Faptul că au putut fi aduși aici înseamnă că putem stăpâni, într-o fel sau altul, putem stăpâni schimbările climatice. Da. Mai, și încă și mai repede. Pentru că am vorbit despre zidul chinezesc, nou zid al Mătăsii, vă dau știrea asta și vă rog adulții să gândească. La ora la care noi stăm de vorbă, 37 de milioane de chinezi iau lecții de pian. 37 de milioane înseamnă populația Poloniei. 37 de milioane care iau lecții de pian, închipuiți-vă că au nevoie de 3 milioane de piane. Hai să așezăm pianele unul lângă altul, unul lângă altul și vă dați seama că se unește de la Beijing, probabil până la Paris, se face o linie numai de piane. Ne trebuie profesori, trebuie inventați, ne trebuie acordori de piane și așa mai departe. Ce vreau să spun? Când o populație are 1 miliard 400 de milioane cum are China, are deja forța, mai ales dacă această populație merge la China. Și la fel se va întâmpla cu India. Eu încerc, Claudiu, dacă ți se pare că poți să mai adaugi ceva, dacă nu aș propune o discuție, întrebări și răspunsuri. Cine a depus întrebări și noi eventual să răspundem. Am o întrebare. Te rog frumos să spui întrebare. Poți să zic ce am
un prototip, încă e pe schiță, sunt în clasa a treia, poate că e prea devreme, dar e un tip de motor de rachetă sau de reacție care funcționează cu apă și fuziune nucleară. L-ai inventat tu, asta înțeleg. Pe schiță, nu există în realitate. Să Claudiu, te rog să răspund la asta. E un inventator aici printre noi, un om serios care spune că are un motor de rachetă. Așteptăm de mult rachetele cu fuziune, încă nu le avem, încă nu avem nici fuziune la rece, așa că dacă sunt 80% șanse, eu zic că e promițător. Fuziune înseamnă așa. Așa, mai spuneți. Doi atomi de hidrogen, unul de heliu, să zic simplificat, și fiziune, e diferit de fuziune, este prin ciocnirea doi atomi stabili de uraniu, de exemplu, pentru a crea încă patru atomi mai mici și doi atomi de și doi neutroni care se bușesc de acei... Pentru clasa a treia, vă rog să-l aplaudați, merită! Unele mici greșeli s-au amestecat în asta, căci e vorba de deuteriu și tritiu care se strâng la o lată, izotopea hidrogenului, care are dreptate, o forțire energie. Auzi, într a patra, uitat, pentru că e scuze. E o chestie. Uite, se poate inventa ceva aici, într-o poiană, dintr-un parc. Da. Explică, Audio. Asta cumva vine, e un site al dumneavoastră, dar vine completarea amândorura, pentru că se leagă și de gateway, de care spuneam, și se leagă de viitorul nostru în spațiu, pentru că după Stația Spațială Internațională urmează să ajungem pe Lună, ne întoarcem pe Lună, în programul Artemis. Artemis este sora geamănului Apollo, în Apollo am fost pe Lună, în Artemis ne întoarcem. Dacă totul merge bine, va fi 2025, dar eu zic să nu puneți pariu pe 2025, că sigur se vor mai întârzia, pentru că sunt probleme tehnice la mijloc, așa cum era de așteptat de altfel, dar până în 2030 vom ajunge pe Lună. Uitați-vă bine aici, de pe Lună se vede cum răsare Pământul. Vă dați seama când te duci pe Lună și vezi Pământul răsărind, ce senzație trebuie să fi avut. Cine a făcut celebra poză? Buzz Aldrin, mi se pare. Nu, înaintea lor, Apollo 8 era. Apollo. Frank Borman și restul. Prima fotografie cu Pământul în spațiu cosmic, deci Pământul la fotograf a fost făcută de pe o navă care vedea ocol lunii. Da, dacă mai găsim o imagine. Așa, opa, aici. Un plan înapoi. Încă puțin. Despre două proiecte vă mai vorbesc și pe urmă stăm de vorbă individual. Uitați-vă, ceea ce vedeți aici este cea mai nebunească construcție pe care vrea să o facă specia Homo sapiens. Arabia Saudită. În deșertul Arabiei Saudite, deșert aspru, fierbinte. S-a săpat deja un șanț lung, va avea 230 de kilometri, pe fundul șanțului va funcționa un tren, un metrou, nu un deasupra vor fi un etaj, două etaje de locuințe și de o parte și de alta vor fi sere. Aici de capătul acestui ne-om se cheamă, este scufundat în Golful Persic. De acolo suge apă sărată care nu se poate bea, dar o desalinizează, adică scoate sarea din ea și e trimeasă apa pentru locuitorii, câteva zeci de milioane de oameni vor locui aici. E un proiect faraonic, va costa probabil spre 500 de miliarde de dolari. Eu asta se văd de câteva ori bugetul României pe un an, ca să vă dau un exemplu. Și faptul că va avea alături sere, în care vor crește vegetale, schimbă cumva aspectul, pur și simplu viitorul gândit altfel, și putem să ne imaginăm că rezolvarea în deșertul pe care curge energia solară poate fi una dintre soluțiile pentru viitor. Iar planul următor,
planul următor. Aici se va întâmpla acest neom, vedeți? Marea Roșie, în zona asta va fi toată și va fi un fel de zgârie nori care a coborât pe suprafața Pământului. Așa, iar asta e a doua invenție nebunească a tot Arabiei Saudite. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt cele mai bogate țări din lume, pentru că ele trăiesc deasupra unor puțuri de petrol gigantic de desubt. Au bani foarte buni și vor să investească, să-i pună la o cheltuială, să-i cheltuiască pentru ceva. Și aici vor fi 60.000 de locuințe pe o navă în formă de broască țestoasă, calculată în așa fel încât niciun fel de tsunami, de uragan, de furtună nu o poate da peste tine. 60.000 de locuințe, probabil oameni foarte bogați, să vă duceți să stea acolo. Energia va fi de la soare pentru toată lumea. Apa va fi din apa oceanului, care va fi folosită, va fi desalinizată, bineînțeles. Și următorul să ai luăm. Asta am luat, mai avem. Hai și veniți acolo să spus că... Nu, hai la familie! V-au plăcut camilele. Ele vor fi de văzut la grădina zoologică. Multe din animalele pământului, din păcate, se vor stinge, vor dispărea. Animale ca acest robot al domnului Rădoi vor deveni animale curente de casă. Deci așteptați-vă, dragii mei, când veți fi mari, să aveți motănel electronic de casă. Să aveți pisică IT, pisică specializată și în comunicare, pe lângă faptul că e. Animalele și ele vor fi împrățite, dacă vreți, cu inteligența artificială. 2031 va fi anul în care se zice inteligența artificială, deci aparatura colegilor mei, e parte. Tot ce e aici, la fel, și Homo sapiens de protoplasmă, eu cu cultul, se vor reuși. Eu voi purta de pită microfonul direct pe la ringe. În urechi voi avea în căști în care ascult numai comenzile pe care le dau colegii când fac emisiunea și probabil postul de radio care să vom fi atât de complicați în viitor, mai ales după ce acest proiect Drumul Mătăsii va face ca și cultura răsăritului Asiei de răsărit să vină spre noi și ne va dezvolta creierile altă multe. Eu mi-aș propun să mă opresc aici, dacă mai ai ceva de adăugat. Adăugat că aici, în partea dreaptă, se găsește un stand cu Ilie prin Galaxie și cine cumpără carte de la noi de la stand e mai ieftin decât e online și vor fi și autografe pentru cine dorește. Autografe pentru Ilie din Galaxie, cine îl iubește pe crocodilul Ilie, cine îl iubește pe Matilda Coțofana plecată în spațiu cosmic. Și alături de Ilie prin Galaxie ești și cel mai recent număr din Știință și Tehnică, numărul 125. Vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Primăriei mulțumesc, stimată doamna. Mi-a făcut plăcere să mă întâlnesc cu un coleg profesor cu care am, pot să spun că am contribuit la introducerea internetului în România. Cu domnul profesor Ionea, mi-am amintit cum s-a întâmplat asta la început, pentru că acum, cel puțin din punct de vedere de informatică, să puteți să vă bucurați mai mult.